Actorul Mitică Popescu s-a stins din viață în urmă cu o oră. Era internat la Spitalul Elias din Capitală. Medicii de acolo ne-au explicat că actorul avea probleme cardiace și multe alte boli asociate. Puțin după ora 17, actorul a intrat în stop cardiorespirator. Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Margareta Nistor. Doamna Nistor, o veste extrem de tristă. Da, și o pierdere extrem de mare, pentru că era un actor extraordinar și un actor de teatru și un actor de film, a făcut și multă televiziune și teatru radiofonic și cred că înainte de toate era un om minunat și era o lume, lumea lui Mitică, practic din clipa asta s-a stins și care a știut să înnobileze inclusiv numele. Că atunci când spuneai Mitică, nu te gândeai la cineva atât de special și de rafinat și de mare actor. El a știut să schimbe dintr-o dată până și sensul numelui său, plus că a jucat inclusiv la Teatru Mic într-o piesă, într-un musical și a fost răsplătit cu premiul de-a lungul timpului, cu premiul Uniter și cu premiul Gopo, dar mai ales cu o enormă afecțiune din partea publicului. A avut aproape 50 de ani de carieră și totuși în 2010 a decis să se retragă de pe scenă. Da, e foarte complicat. Atunci când decizi să te retragi, atunci cred că așa simți în momentul ăla. Și poate că dacă n-ar exista înregistrările și n-ar exista, cum spuneam, filmul și toate celelalte, pentru noi el a continuat să existe acolo, plus că de câte ori te întâlneai cu el la o premieră sau la o gală, avea un zâmbet atât de cald încât nu mai aveai nevoie de nimic și era de o eleganță teribilă. Este unul dintre actorii din generația de aur a României. Da, categoric este. Și mai mult decât atât, a format și un cuplu minunat cu Leopoldina Bălănuța de zile. Deci, cu atât mai mult, acum s-a dus un pic la ea.